Guvernul a adoptat la începutul lunii octombrie proiectul legislativ prin care anul 2025 este declarat anul național al copilului în România. Potrivit ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, în acest context, activitățile derulate anul viitor se vor armoniza și vor susține îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului, intitulată Copii protejați, România sigură. Strategia aprobată tot printr-o hotărâre de guvern în luna octombrie 2023. În contextul Anului Național al Copilului, toate concursurile de proiecte destinate activităților non-profit, finanțate de autoritățile locale potrivit prevederilor legii numărul 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, vor include obligatoriu o componentă dedicată copiilor. Această componentă va avea ca obiectiv promovarea dezvoltării lor armonioase, a accesului la educație, la activități culturale, sportive și de timp liber, precum și protecția drepturilor copilului, specifică ministrul Natalia Intotero. Proiectul a fost trimis președintelui României spre promulgare.